Bună! Bine ai venit! Mai spune-o dată cum te cheamă. Scuză-mă că n-am reținut numele. Radu Foica. Ok, Radu. Îmi pare bine. Câți ani ai, Radu? 4 ani și jumătate. Ești sigur de asta? Da. De ce ai venit la șef la cuțite, Radu? Ca să fac un tiramisu. Nu cred că tu faci un tiramisu la 4 ani și jumătate. Atât de bun ești? Da. Mama, ești super tare. Îmi place să gătesc. Gătesc cu tatăl meu. Fac eu singur omleta dimineață. Astăzi o să fac prăjitură pentru toată lumea. Aici am pus un pic de apă ca să o încălzesc. Păi în ea o să pun cacao. Acum o să mă apuc de ouă. E greu să separ ouă, că eu am mânuțele mici. Separ arbușurile cu grăbenușurile. Iau arbușurile, bat până se fac spumoase și strălucitoare ca o stea. Bendresc arbușurile. Vrei să te ajut un pic? Da. Hai, mă numesc Anne-Marie Fulga și sunt mama lui Radu. Păi, Radu face singurel foarte multe lucruri. A fost un copil și este un copil crescut cu foarte multă libertate. Este un copil căruia i s-au explicat toate lucrurile, pentru că de mic stătea lipit de picioarele mele și atunci, în loc să-l trimit, du-te în camera ta și joacă-te, i-am zis, bine, te interesează ce face mama? Hai, vino aici la mine să-ți arăt. Și uite, așa explicându-i tot, a înțeles cum stau lucrurile și este un copil extrem de independent pentru vârsta lui. Face foarte multe lucruri singur și l-am încurajat. Radu este un ajutor de nădejde pentru mine în bucătărie. A, vrei să guști? Da. Iartă-mă. Poți să guști mai puțin un pic ca să mai rămână ceva de... A? S-a dizolvat zahărul? Da. Știu că ți-a obosit mâna și de-aia te ajut puțin cu albușurile. Sigur că inima mea este cât un purice și zic, Doamne, ajută să nu facă vreo boacă, sunt mereu lângă el. Mi-e plăcea să mă fac bucătare. Asta pot să-l pun neamurdare? Vrei să arunc în chiuvetă? Ia vezi, nimerești? Drept în tigaie. Acum se opresc biscuiturile și le pun în tavă. Iar să-i spun ce tiramisul bun va fi ăsta. Umăr biscuiturile în cacao și le așez în tavă cu un strat de cremă deasupra, după încă niște un strat de biscuituri și după încă un strat de cremă. Pune tu crema și pe urmă lingem castronul. Eu ling. Amândoi. Și gata prăjitura. Ce ține-o pe asta? Gata, ia mâna, ia mâna, ia mâna, ia mâna. Este o experiență care, într-un fel sau altul, îl va ajuta în viață. Sunt convinsă de asta. Haide! 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 Repede! Squeci! Squeci? Squeci! Ia uite! Ia uite! Tiramisu! 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 L-am învățat că e destul de greu să faci într-o oră. Da, nu e greu. Îl pui în pahar și după aia s-a rezolvat orice problemă. Dar chiar, mă, noi de ce n-am făcut niciodată tiramisu ca desert? În pahar, așa, să pun. Noi nu avem pahare. Asta e... romancier din ăsta italian. E prieten cu corul vânătorilor, că mai cântă tiramisu. Are ciocolata. N-are, nu știu ce apare. N-are, în el. O dată zic. N-are, mă. N-are, mă. Așa mi s-a părut. Nu, ăla e pișcotul muiat în cafea. Așa zic că e muiat în cafea. Tiramisu clasic, făcută de o italiancă, jet pe jet. O cheamă Giuseppina. Termină, mă, că e măricica de la Roma. Tai de cap. Măricica de la Roma? Da, măritată la... Cred, nu cred. Măricica de la Roma, Roman. Hai să votăm, zic. Revenim în tensiunea creată de încă un moment cu aspect de complot. Implică trei șefi și trei păreri. La vot. Smells like fish, smells but tastes like chicken. Like, exact. Pă bună. E foarte bun, pă bună. Acum mă cheamă pe mine. Da, imediat te cheamă. Așa desculți? Du-te așa desculți. De zău e bun.
N-ai, mă, cum, mă. Hai, mă, n-ai cum. Stai, mă, că stai... N-ai cum, mă. Termină-te, mă, stai de seama. N-ai nici... Ești și mami cu tine? Da. Măi, copilă, câți ani e? 4 ani jumate. Și cum te cheamă? Radu Fulga. Radu? Radu Fulga? Da. Serios? Da. Și cine a gătit tiramisu? Eu cu mama mea. Și tu ce ai făcut la tiramisu aici? Păi tot. Bă, tot? Tot? Da. Hai, nu cred așa ceva, n-ai cum. Auzi? Și tu știi să faci tiramisu? Da. Păi, ia uite-l, mă, că e cât mine acum, Ana. De ce te-ai discut? Auzi, mă? Eram de mult aici, așa am obosit. Ai obosit, băi, eram de mult aici și am obosit, mă. Măi, Răducule, dar tu știi să faci tiramisu? Da. Și ce mai știi să faci? Omletă. Omletă. Auzi? Bați ouăle? Da. Cătălin. Cătălin, adu-l aici, sus. Opa, așa, ia uite-l. Pune-l așa, exact acolo. Acolo, așa. Perfect. E mai bine? Da. Salut. Păi du-te mai aproape de... Salut. Eu așa să lucrez. Opa! Stai bine acolo? Da. De când faci tu mâncare, Radu Fulga? De când eram cu tata. Cât erai de mic? Păi cam acum era. Cam așa eram. L-am atâta cât ești acum? Câte tiramisuri ai făcut tu până acum? Trei. Ai făcut trei tiramisuri? Cu tata meu și cu mama mea. E vreunul din ei bucătar? Mama și cu tata. Mama și cu tata sunt bucătari. M-am scos. Ei, cu ce se ocupă părinții tăi? Să facă curățenie mai degrabă. Da, așa e. Păi trebuie să faci curățenie în casă. Păi da, mă, dar el face de mâncare și mama și cu tata fac curățenie. Mi se pare normal. Dar te-ai murdărit puțin așa. Ce ai dat pe tine? De la cacao. Uite. De la cacao. Ai dat cacao pe tine? Da, puțin. N-are nimic, că lasă, că așa sunt bucătarii, să mai murdăresc. Din ce l-ai făcut? Din cremă cu ouă bătute. Așa. Și cu mascarpone. Băi, lasă-mă. Așa. Atât era la crema asta. După am... Eram amestecat cu... Cu ea ai făcut... Mi se pare corect. Nu? La același nivel, cred că... Exact. Dacă de la vârsta asta începe, eu vă garantez că peste cât? 10 ani îi dăm? Sau cât? Cât vrei? 10 ani deja e profesionist. Păi asta zic. De când ați început să gătiți? N-am început. El stă pe lângă mine non-stop și face ce fac eu. Ideea asta că copiii au nevoie de jucării este total falsă. Copiii n-au nevoie de jucării, au nevoie de părinte care se ocupe de ei să nevoie facă de ce fac. De activități, corect. Corect. Da. Și atunci el face pe lângă mine. Așa, deci el de la 2 ani deja face activități de genul ăsta. Deci puneți de mic, de la 2 ani. De la 2 ani. Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Momentan sunt casnică. Înainte de asta și eu tot televiziunea am făcut, dar când a apărut Radul în viața mea, am zis că este cel mai bun proiect. De unde sunteți? Din București? Constanța, Constanța. Da, da. Foarte tare. Ia-ți copilul. Păi, zic copilul. Mamă, wow. A fost super iubit. Incredibil. Le-a plăcut. De dar știi de ce le-a plăcut? No. Că le-ai spus ingredientul tău secret? Da. Care e ingredientul tău secret? Dragoste. Pus dragoste de mâncare, mă, Cătălină. Vă jur că a făcut ultimul tiramisu singur cap-coadă. Am plecat de lângă el pentru că ai tendința de a-i spune... Normal. Pune... Nu, am plecat, mi-am asumat dezastrul de după și l-a făcut senzațional de bun. Fiți atentă. Noi nu aveam de unde să știm. Nu, e obosit. Ce fel de obosit? Cine a zis că e obosit? A mâncat și dulce. O să vedeți. De-aia are energie acum. Știi. Doamna Fulga, noi nu avem noi să știm cine gătește, dar sincer, ați ridicat standardul atât de sus. Deci mâine pe mine o să...